Femeia povestește că și-a văzut tatăl ultima dată în dimineața zilei de miercuri, 3 aprilie, când a fost în vizită la el pentru a-i duce de mâncare. Bărbatul obișnuia să mai plece de acasă. M-am întors de la serviciu la ora 4, el nu mai era în casă, avea ușa încuiată și am început să urc, că mi-am dat seama că a dispărut de acasă, că a mai fost plecat și mi-a zis cineva că l-a văzut la ora 10 în stație, spre direcția cu lumina. Dumneavoastră, la ce v-ați gândit prima oară? Unde ar fi putut să plece? El ținea mulțumit să ducă la Rasova, de unde este el, ca să-și viziteze rudele, să... El e bolnav cu capul, a făcut o comoție cerebrală, deci el, nu știe, el a plecat unde vroia, dar el e rătăcit, nu știe să se mai întoarcă înapoi. Ion Vasiliu locuiește în Năvodari, are vârsta de 70 de ani, păr alb, ochi albaștri, înălțime de 1,70 m, aproximativ 70 de kilograme și constituția robustă. El a fost văzut ultima dată la 3 aprilie, la ora 10, în stația de la ieșirea din localitatea Năvodari. Era îmbrăcat cu o haină crem până la genunchi, cu pantaloni de culoare maro închis, pantofi negri și purta o șapcă neagră cu cozoroc. Și are un semn pe obraz, cum a fost bătut, nu știu de cine, o vânătaie pe obrazul stâng. Și în palme are găuri, cum are degetele întoarse de la boala care o avea. Persoanele care îl recunosc sunt rugate să sune la oficiul de poliție din Năvodari.